Bună dimineața și bine v-am găsit la agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Radu Magdin, analist politic. Bună dimineața, domnule Magdin. Bună dimineața, bine v-am găsit. Astăzi sunteți invitat în calitate de analist agropolitic. <laughs> agropolitic, da. Pentru că sunt câteva lucruri interesante ce s-au întâmplat în acest an și se vor întâmpla în continuare la această intersecție între sectorul agroalimentar și politicele publice. Și vreau să vă întreb, în primul rând, Legat de protestele fermierilor din luna ianuarie, și de la nivel național, dar și de la nivel european. Fermierii spun în felul următor: parcă am descoperit că dacă ieșim și protestăm, niște lucruri se întâmplă mai repede. Poate nu toate, poate nu la uh, un nivel la care ne dorim, poate nu atât de repede, dar se, se întâmplă mai repede decât în timp de pace, să zicem. Uh, Până la urmă, protestul public este o armă eficientă în a comunica cu decidentul politic din partea fermierilor. Din păcate, este. Pentru că practic s-a văzut o validare nu? din punctul meu de vedere. Agricultorii au fost cei care au, au dat tracțiunea puterea și ce s-au lipit la ei. Ce, ce puțin în cazul românesc transportatorii. Eu de-a lungul timpului ca și dumneavoastră citind multe știri am văzut prin comunicare la nivel de asociații la nivel de fermieri punctuale cum am văzut și pe zona de transportatori de-a lungul timpului o serie de dolanțe, dar S-ar părea că aceste doleanțe fie au fost ignorate, fie nu au părut necesare a fi prioritizate. Uh -huh. În consecință, atunci când percepția pe acești oameni a fost atât individuală cât și de grup, că ajunge, cum se spune, popor cuțitul prea aproape de os, în momentul respectiv, dacă oamenii au simțit că nu au opțiuni și au văzut în plan european deja faptul că, iată, dacă blochezi o vamă, lucrurile se întâmplă, dacă blochezi un drum, poate că lumea te ascunde, e bine. Ce ai făcut? Ai mers înainte și iată că a funcționat. Deci, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat în România este o dovadă pentru o, această categorie socială, dar și un semnal mai larg transmis în societate, că dacă nu merge cu binișorul, merge cu blocajul. Le e frică politicienilor de proteste? Deci, întrebarea e mai exact, de ce le ar fi frică de proteste? Adică, că am văzut și la nivel european, dar și la nivel național, inclusiv pe mesajele transmise de politicieni în mass media. Această domnule am înțeles mesajul și ne conformăm, chiar dacă nu s-au conformat 100%, dar măcar au spus asta. În general, politicianul e frică de uh, proteste publice și de ce? Repet, pierde voturi. Uh, e doar uh... Depinde foarte mult și de momentul politic. Dacă tu de exemplu ești o guvernare proaspăt venită, cu o majoritate puternică, reziști mult mai bine decât în momentul în care tu te-ai pregătit fie de o uh, schimbare, o rocadă la putere, cum a fost cazul grevei profesorilor uh, și Sigur. rocade din coaliția noastră în vara trecută, respectiv atunci când o grevă se întâmplă în debutul unui an electoral cu patru rânduri de alegeri, indiferent că ele sunt comasate sau nu. Deci, uh, o, o guvernare este mult și partide de a guvernare, da? care până la urmă au interes politic de a fi votate și de a transmite un mesaj de stabilitate fiind la guvernare, aceste partide se pot panica mai ușor și primul lor instinct nu e neapărat să cedeze, că ar fi prea simplu, dar cu siguranță să negocieze rapid. Să spună, hai nu mai ar protestați. Viteza ar fi uh, principalul, da, uh, pentru că, uh, schimbare. Uite, o să, dau, o să vă dau, uh, dacă îmi permiteți, un, un exemplu concret din Polonia. Da? În momentul de față, Premierul Tusk nu este neapărat confortabil cu ceea ce se întâmplă la granița cu Ucraina. Pe de altă parte, nici nu poate să se pune cu fermierii polonezi care consideră că au dreptate raportat la ceea ce se întâmplă pe relația agricolă și logistică între Polonia și Ucraina, dar nici nu este atât de afectat și doritor de, să spunem așa, pace imediată cu fermierii, cum ar fi fost guvernul dinainte, PiS, care știa că se pregătește de alegeri. Și care a făcut mai multe concesii. Dacă Pentru simplu așa, motiv că, normal, PiS era în campanie. Uh -huh. Tusk deja a câștigat alegerile și la guvernare. Sigur că nici nu își poate permite o nemulțumire în forma continuă. Pentru că, până la urmă, energia guvernării se duce și în zona asta, sau poate această rezistență continuată din zona agricolă poloneză să dă un semnal mai larg în societate către alte categorii, hei, uite, și voi puteți protesta, ducând la o paralizie a, a guvernării. Am putea numi asta un fel de situație franceză. De ce? Pentru că Franța ne-a obișnuit pe noi, la scară istorică, cu ideea de greve. Nu vrea cineva să mărească salariile la cei care gestionează trenurile? Nu e nicio problemă. Paralizia trenurilor în Franța, 48 de ore, 72 și de ore. Da? Uite uite că și Germania a devenit mai franceză, da? Sigur, Am sigur. aflat știri că pe aerop a început cu aeroporturile. Cu aeroporturile S-a prins. Exact. Sau, mă rog, a exact. fost flacăra protestelor fermierilor acolo. E un pic șocant, nu e așa? Pentru că sigur. noi, dacă stăm să ne gândim la puterea agricole sau la mituri agricole, noi cu cine ne batem, da? Ca România, în sensul bun, ne batem, sigur, concurăm sigur, cu Franța, sigur. da? Da? Franța, România, în regiunea noastră cine mai tare pe agricultură. Ucraina, da, comparabilă cu, cu România și chiar dacă pe alte produse, da, Spania, Italia excelează, poate că a fost un pic șocant să vedem că Germania a fost țara, nu, unde am văzut o nervozitate în creștere. Deci și acum ce am mai văzut? Aproape să nu vedem, da, Atena Grecia se întâmplă de chestii, da? Cât din informația asta cu adevărat este diseminată fie și către mari fermieri din România din Franța, din Polonia. Deci suntem totuși într-un fel de zonă superficială de, de informare. E suficient însă să fie dezinformare sau să fie uh, găsit un dușman, da? Când uite dintr-o dată inclusiv acel discurs da? Uh, from farm to fork da? Deci de la fermă la furculiță da? La guriță cum ar veni până și asta a ajuns să fie demonizată uh, ca simplitatea discursului. strategiei respective în unele zone era fermierii au considerat și nu doar fermierii români, fermierii europeni au considerat că sunt niște prevederi și niște cerințe absurde, extremiste, nu în totalitate. E nevoie Până de la urmă, unele lucruri care au fost discutate în alte vremuri nu mai sunt valabile în alte vremuri. Noi trebuie să acceptăm că acum trăim vremuri dificile. Nu neapărat vremuri în care trebuie să capotăm mental, financiar și asta. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea și guvernele cu siguranță o simt și populația că trăim vremuri dificile. Vremurile dificile ce înseamnă? Că într-o familie înseamnă priorități. Înseamnă că poate și mie să spunem îmi place să mănânc la restaurant o dată pe lună, dar poate că o să mâncăm acum la două luni. Așa și cu politicile astea averse. Ele au fost gândite într-o perioadă în care, sincer, ne gândeam mai mult la salvarea planetei și mai puțin la ziua de mâine. Realitatea economică din ultimii ani este că am trăit din criză în criză. Vom avea un parlament și o comisie pe următorii uh, uh, ani, 4-5 ani, mai aproape de nevoile fermierilor și de, să zicem, de obiectivele. Mai pragmatică, cu siguranță. Mai pragmatic. Și mai pragmatică înseamnă mai aproape, mai aproape de realitate. Pentru că, până la urmă, realitatea este diferită, inclusiv din punct de vedere al ciclului alimentar, al cheltuielor antrenate pentru a avea o mâncare de bună calitate. Pentru că, până la urmă, ce înseamnă Uniunea în Europeană concret din perspectiva consumatorului, nu al producătorului agricol? Înseamnă că. Eu mănânc o mâncare de bună calitate pentru că sunt ținut de anumite standarde. Ca eu să ajung la standarde respective, producătorul respectivului produs trebuie să aibă anumite cheltuieli. Cheltuielile producătorului oricum au crescut. Pentru că energie e mai scumpă pentru că e puturi, benzina e transportul deci totul s-a scumpit implicit în, în, în lanțul de aprovizionare da, și de producție. Veniturile n-au crescut și automat trebuie găsit un pic de echilibru aici și fie dai crește scompețează asta național prin zona de subvenție fie faci un fel de deal cu Bruselul și Planul Național fie oricum abandonezi sau întârzi și mai mult orice planuri în care tu te gândeai să faci Europa mai competitivă și să aloci din bugetul ăla comun mai mult, să spunem, pe chestie mai sofisticate, mai tehnologice și să te muți din zona agricolă ca finanțare. Păi, Ori okay. dacă tu te duci din zona agricolă ca finanțare, ce faci? Ai nu doar probleme sociale, încep să ai și probleme alimentare. Simba. Da? Pentru că, până la urmă, suntem într-o zonă gri în momentul de față. Nu mai suntem în zona de alb și negru în care e frumos să fie alb. Da? Pentru că ui, o să dau un caz foarte concret. Fertilizatori. Da? Rusia știe că gaz ieftin și știe că ei nu sunt sancționați pe zona agricolă și ocupă teren în momentul de față în plan global pentru că pe de o parte ei nu au nicio problemă pe fabricelor de echivalentul azomureșului rusesc să spunem așa ei nu au nicio problemă acolo pentru că având gaz ieftin și valabil pentru orice alte țări care au gaz ieftin că e principalul cost în producerea fertilizatorilor dar până la urmă ideea este în formător dacă lumea își face o analiză de cost. Cât e subvenție, cât mă costă în rest și asta. Și asta rezultă da, un preț. Și în schimb, țările sau Comisia Europeană a forțat închiderea fabricilor de fertilizanți din, de îngrășăminte din Europeană că ei, nu se ei de fapt n-au vrut să o facă neapărat de... așa din Sau punctul că meu de vedere... Cazul a devenit prea da. scump de, de fapt însă din punctul meu de vedere e, pentru că nu a din punctul meu de vedere Bruxelles nu este rău intenționat însă nu este întotdeauna cu picioarele pe pământ la capitolul realități și câteodată trebuie să armonizeze diferite interese Aveți o explicație de ce că... Deci ce vreau să spun este că nu există un element de reavoință pentru că există un risc ca inclusiv Dar în zona agricolă să se acumuleze. Pot spune asta ca persoană care a locuit 5 ani la Bruxelles. Și ce am constatat ulterior când m-am mutat înapoi în capitala națională, că atunci când ești la Bruxelles, tu, tu consider că ceea ce faci tu este foarte important și foarte de nișă, oarecum, și foarte tehnic. Dar ești un pic desprins de realitatea locală. Și pentru că, pe de-o parte, realitatea locală nu e una singură, sunt 27 de realități, de realități locale, da? și pe de altă parte pentru că este mai complicat la următorul, la următorul capitol. Simțul, hai să spun așa, e o diferență între poveste și realitate. Și povestea frumoasă e asta verde. Dar uite, și noi aici la masă putem să... Uite, asta e o masă verde, da? Putem păstra, să spunem așa, povestea mare, dar pe la urmă trebuie să avem ce pune pe masă. Deci, pe la urmă, am ieșit din zona asta de flower power, cum se spune, știi, în care ne avem, dorim, avem dorințe superioare și, și ne concentrăm nu neapărat pe supraviețuire, că nu se pune problema și, că moare Europa. Europa trăiește și e bine, dar trebuie să fim mai pragmatici. Și eu văd un lucru bun pentru agricultori și bun pentru România în acest pragmatism. Avem inclusiv un eveniment politic european aici la București. Săptămâna viitoare, cred. Exact, exact. Este Congresul PP și, practic, o să se adună aici elita de dreapta PP, deci, este familia politică la care este afiliată de la noi PNL-ul și UDMR -ul, Și Partid și care, care va rămâne numărul și, unu, foarte probabil, după alegerile europene. Și Ursula von der Leyen va fi, foarte probabil, viitoarea președintă a Comisiei Europene. Va câștiga un nou mandat, oricum și-a depus candidatura da. și știm pe surse, știți și dumneavoastră, că problema agriculturii, chestiunea priorităților fermierilor europeni. Toate aceste subiecte vor reprezenta puncte centrale în discursul președintei Comisiei Europene și în mesajele politice ce vor fi transmise. Așa Fermierii este. redevin importanți pentru politicienii europeni. Așa este, sincer, țara care a ținut foarte mult, dincolo de faptul că mie mi se pare că România, fie și așa cum e tăcută și puternică apropo de strategia noastră pe, pe Ucraina, în general pe securitate, România, de fapt, a tratat agricultura cu, cu prioritatea necesară, măcar că a făcut-o discretă. Țara care a fost istoric vocală pentru agricultori a fost Franța. Și Franța, tot timpul, inclusiv în negociările pentru buget pentru următorii ani, a pus problema în termeni în care agricultura să fie protejată. Sincer, a fost un pariu inteligent. Pentru că Europa trebuie să-și dea seama care nevoie, dacă vrea să țină și standard de așa de produse bună calitate aici. Și fie subvenționezi. Fie lumea, cu tot respectul, nu o să scumpe produsele. E chiar atât de simplu, pentru că tu vrei și calitate, vrei și un, un preț care să fie bun. Și nu există, nu există o soluție magică. Lucru pe care îl știm și noi în România, pentru că ne mai șochează din când în când acele știri, nu? Cireșe, 120 da. de lei, nu? Era o știre săptămâna trecută. Da, da. Da? Până la urmă este o realitate. Noi, ne fiind vorbiți, dumneavoastră singur, prin formatul dumneavoastră, uh, educați piața, ajutați la o conversație națională Sigur. în acest sens. Dar Asta încercăm Noi să nu prea discutăm de probleme reale. Exact, de dar, dar noi nu, nu, nu prea discutăm de probleme reale și suntem într-o zonă relativ superficială și nu întâmplător se acumulează frustrări în societate. Bun. Discutăm despre cum pot fi rezolvate o parte din problemele fermierilor români prin politicile naționale și politicile europene după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia împreună cu domnul Radu Magdin, analist politic. Domnule Magdin, care ar fi formula cea mai funcțională? Un partid al fermierilor construit acum sau departamente, nuclee de fermieri implicați și de specialiști în agribusiness? implicați în toate partidele din România, astfel încât, indiferent cine e la putere, în ce formulă, de acum, peste un an, peste trei, peste cinci, peste zece, să ne asigurăm că fermierii sunt reprezentați și interesele lor legitime sunt reprezentate. Că toată lumea e, se uită la, să zicem, modelul partidului fermierilor din Olanda, dar puțină lume știe că partidul respectiv, de fapt, nu este un partid al fermierilor, este mai greabă un partid popular, populist, să zicem așa, al cetățenilor care vor să-i sprijine pe fermier. Fermierii în Olanda sunt 3%. Așa, nu, așa ar așa strânge așa. nici să treacă prag. Și, dar ceea ce este interesant apropo de componenta economică și de model economic este că, dacă ne uităm pe. și m-am uitat de curiozitate, la zona de exporturi globale de produse finite agricole, Olanda este în Sigur. top 3. Global. Sigur, deci, sigur, sigur, ei sigur. sunt, de fapt, o mega industrie sigur. de procesare sigur. din această. Toată societatea câștigă. De toată pe urma societatea câștigă. Deci, adăugate dacă e să ne gândim un... exact separat de zona de producție efectivă, pentru că dacă exact. să ne uităm la teritoriul românesc, uh -huh. nu avem probleme și asta sunt ridicate mult mai bine nu, de experți. Da. Vreau să spun că e confuzia aceasta că lumea și închipuie că partidul acela care a obținut, nu știu, 15-20% este un partid al fermierilor votat de fermieri. Da, normal, pentru că tot timpul există o simplificare naturală, sigur. da? Și dacă spun partidul instalatorilor, să înțelegi că sunt prioritarii da, instalatori de, 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 de. acolo, sau că țin cu instalatorii da. Da, Deci, din punctul meu de vedere în România, soluția nu sunt partide de nișă Eu cred că mai degrabă îți uh, avansezi uh, interesele uh, dând informații către partidele politice, și sigur după aia votând cu cei care țin mai sigur. mult cu tine da? care vezi că prioritizează. Decizia trebuie să fie pragmatică. Exact. Din punctul meu de vedere, deși am în context de procese, pe bună dreptate, partide de opoziție au încercat să se cupleze la această nemulțumire. Și e normal. Eu aș semna la un lucru. Faptul că, și mă bucur din tot sufletul că în ultimii ani România și românii s-au maturizat. Ce vreau să spun cu asta? Că nu e o lipsă de respect când spun că ne-am maturizat. E o constatare pozitivă. România a început să fie un pic mai confortabil cu faptul că sunt români. Nu spune că suntem neapărat mega mândri că suntem români, dar românii pe bună dreptate s-au relaxat și au dat seama că nu suntem nici cei mai deștepți, nici cei mai proști, nici cei mai harnici, nici cei mai lene și suntem o nație sincer în prima parte a lumii. Sigur că mereu se poate mai bine, putem fi mai sănătoși, mai fericiți, mai bogați, dar așa e și pe zona agricolă. Noi, de exemplu, am avut, mă uh, rog, încă avem, că mandatul încă este acolo, uh, și doamna Avram și domnul Buda, sincer, vă spun ca operator și de brusă, foarte bun europarlamentar. Adică, vreau să spun, s-au străduit oamenii cât au putut să urmărească interesele noastre. La fel, în zona de asociații de la noi. Sigur că ne educăm și noi. Nici polonezii nu au fost acolo din prima, nici statele vestice. Dar eu văd un entuziasm mare asociativ și o dorință de a înțelege mai bine, de a fi mai influență, de a ne conecta mai bine, de a face echipe. Eu cred că noi trebuie să devenim un pic mai buni pe tehnic. Asta nu înseamnă că trebuie să fie pe meniu zilnic, ar fi că e fermier, cum devin un mai bun tehnic. Dar, pe asociații, fermierii trebuie să asculte mai des să se cupleze mai mult la asociații și să asculte de asociații respective în mobilizare, atât națională cât și asta. și, de asemenea, trebuie, trebuie făcută mai multă educație financiară în zona agricolă, din punctul meu de vedere. Adică, tocmai ca să protejăm oamenii de zona speculativă, pentru că, inclusiv, o parte din ceea ce s-a întâmplat, raportat la Ucraina, a fost o zonă speculativă. Nu doar în sensul că unii s-au trezit Băieți deștepți da, sau fete deștepte să facă importuri pe subra, dar și în sensul în care poate că au fost anumite așteptări de creșterea pieței la un anumit preț care nu erau nerealiste. Nerealiste, da? Adică e important și aici, ghidul din punctul meu de vedere trebuie să fie asociațiile, da. să nu ne fie frică, să avem încredere în asociații noastre, să profesionalizăm și mai mult. Aș spune doar că fermierii au avut aceste așteptări care evident da. s-au dovedit nerealiste pentru că logica lor a fost în felul următor. Dacă cheltuielile mi-au crescut cu 20% mă aștept ca și prețul de achiziție na, na. al recoltei să crească cu 20% ca să pot să echilibrez uh, creșterea de cheltuiel. Din păcate economia de piață n-a ținut cu ei uh, tura asta. Problemele agriculturii, soluțiile pentru fermieri na. și pentru sectorul agroalimentar, fermieri, procesatori, industria alimentară, zootehnie, vegetal, horticultură, tot. Vor fi subiecte importante în campaniile electorale? Că ne așteaptă câteva campanii electorale o, o să o să tot ținem în campanii electorale anul ăsta Eu cred că, având în vedere că guvernul și coaliția Au încercat să împacheteze cât se poate de repede Protestele fermierilor Nu văd o tematică mare Pentru că la noi partide sunt mai degrabă reactive Eu cred că fiecare partid acum aș Va încerca să vorbească despre niște teme Care se avantajeze Se vede din anunțurile de uh, săptămâna trecută că poziționarea coaliției având în vedere și comasarea va merge în sensul în care hai votați cu noi că noi suntem mai buni și stabili și să nu vină extremiști la putere. Eu simplific acum la maxim narrativul, narrativul povestea povestea coaliției. Eu cred că e nevoie de mai mult e nevoie și de niște propuneri de nu neapărat creșterea nivelului de trai dar protecție a nivelului de trai un pic mai mult și o, și o poveste un pic aspirațională pentru bucata din societate care nu are neapărat nevoie de protecție, dar vrea să fie lăsată în pace. Și opoziția în, ce va face? Prin opoziția va încerca să critique guvernarea și da, va încerca să critique guvernarea fie pe aspecte democratice și asta e o linie de atac în special pentru ADU, da, cei grupați în jurul USR-ului, să spunem așa fie va încerca să devină un fel de umbrelă pentru orice fel de vot negativ, orice fel de nemulțumire, uh, inclusiv furie populară, cazul cazul aur. Da? Va fi interesant de văzut cât de mult își armonizează și cât de mult își diferențiază PSD și PNL mesajele. Da? În, în, primul, în prima tură de alegeri, da? acolo unde, uh, uh -huh. unde cel puțin la europene vor fi pe o listă comună, Atravertizez asupra faptului că, din punctul meu de vedere la europene și inclusiv pe zona de agricultură, încep să se acumuleze frustrări în România legat de Uniunea Europeană. Și cum bine remarca unul dintre oamenii politici care, nu știu dacă va mai candida ulterior la, la Parlamentul uh, uh, European acesta, uh, e șocant să vezi din perspectiva unei persoane informate de, de Bruxelles că ai văzut mulți oameni protestând oarecum față de politici europene cu tractoare luate din fonduri europene. Și poate părea un paradox, dar realitatea este că la un moment dat nu apreciezi, chiar dacă inițial ți-a luat un anumit tractor din fonduri europene, dacă ai sentimentul că nu există o protecție în formă continuată guvernamentală sau București plus Bruxelles. E o realitate. Nu, nu există recunoștință în politică. De aici o, o presiune continuată tot timpul pe un, pe un guvern să livreze. Doar pentru că, de exemplu, să spunem Dragnea în 2017 și guvernul uh, Grindanu de atunci, au dat drumul la, la foarte multe, au, au, simplificat regimul fiscal da? și au eliminat o serie de taxe mai micuțe, nu înseamnă că nu au mai fost protexte, proteste ulterior la două pe luni după aia. Da, deci, deci una e așa una, așa. alta e alta. Da? Deci nu există recunoștință în politică. Da. Sper că nu și să înțeleagă. Nici că din ajută... partea legătorului că le politician, dar nici politicianul nu da, are da. o recunoștință. Adică da. Deci eu văd aici ta, un triunghi. promis și da. făcut nimic. Eu văd un triunghi la care trebuie să avem grijă și crește un pic complexitatea și atenția. Eu încerc să simplific cât pot de mult ca analist în momentul de față. Triunghi este așa: agricultura nu mai este despre agricultori. Agricultura este despre agricultori. Respect pentru ei și munca lor. Agricultura este despre consumatori, care vor ceva de calitate și au un preț bun. Și agricultura atenției este acum și despre mândria de a fi român. A crescut. Va patriotism conta. va conta. Și pe bună dreptate, românul are ar produse. Aici 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 va fi, din punctul meu de vedere, în sens bun, șmecheria politică. Cum face o guvernare din România să vină să spună, încerc să ieftinesc sau să fac acces Vă încurajez să luați produse românești, dar încerc să le țin, să le țin, nu prin control ca să falimentez agricultorul român, să stimulez agricultorul român să producă la un preț bun. Astfel încât tu să poți să mănânci românește, să-ți fie bucuria de a mânca la o roșie, dar de de să fie și eu la un preț bun. Pentru că altfel riscul e să-ți vină pe partea cealaltă, o parte din opoziție, să spună suntem inundați de produse externe, poate că nu e neapărat așa, dar politica e despre percepție. Da? Și să se joace protecția într-un sens negativ. Da? Și să, să se acumuleze frustrări în România, să intrăm într-o zonă de nostalgie. Ce bun eram noi și ce, ce gust avea castravetele nostru într-un context în care poate că castravetele nostru e la fel de bun, dar poate că e un pic mai scump. Da. Deci nu ne vom plictisi, nu? Nu ne vom plictisi, dar din nou eu cred că e nevoie de, o, de complexitate în gândire, adică lumea trebuie să fie conștientă de acest un ce puțin pe zona de agricultură, dar și de simplitate în comunicare. Pentru că, până la urmă, cu toții suntem oameni, și aici nu e vorba că unul e mai educat, mai puțin educat, aici e vorba de respect pentru audiență. Suntem și noi obosiți, ocupați, dacă nu ești în stare să-mi spui 4-5 cu minte ce vrei, ce vrei cu viața mea. Deci, un efort din partea tuturor partilor de a comunica simplu măsuri complexe de protecție și de respect pentru zona aceasta. Fermieri implicați în politică, e bine sau nu? E bine din punctul meu de vedere, dar nu ca partid separat. Eu văd mai degrabă o competiție între partide și inclusiv în interesul, zic eu, al fermierilor să aibă contacte peste tot. Și să vadă că până la urmă, care e interesul meu? Să mă obțin agenda, să reușesc să, să trec legi și o, o, o rezolv cu partidul X? Partid, e foarte bine. Da, o cu sau, X, sau folosesc X. o dezbatere publică mm -hmm. și o efectiv o competiție între partide, astfel încât până la urmă să fie toți forțați să înțeleagă că eu sunt important. Până și, lor... se... și vor înțelege că eu, cred e că eu cred că înțeleg, din păcate, însă au înțeles în ianuarie doar pe fundat de nervozitate, ceea ce nu-i frumos, că o să înceapă probabil și zona sanitară să facă chestiuni de genul ăsta, o să înceapă și alții. Dar au tremurat ferestrele în, în au, politică. A fă fost chiar doar... curent și era posibil să fie trași de curent. Domnule Magdin, vă mulțumesc mult pentru Eu vă mulțumesc mult. Pune în punct ediției de astăzi agrostrategia, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune! Thank <laughs> you.